Republica Moldova va achita aproape 65 de milioane de lei în scopul îndeplinirii angajamentelor financiare față de organismele internaționale și regionale la care este parte. Banii urmează a fi transferați în funcție de criteriul stringente de plată, precum și a respectării graficilor de restructurare, în conformitate cu solicitările și propunerile reprezentanților instituțiilor internaționale. Cele mai mari sume urmează a fi achitate în contul plăților cotelor de membru și datoriilor Republicii Moldova față de Organizația Mondială a Sănătății, 4 milioane de lei, adunarea interparlamentară a CSI, milioane 240 de de lei, Organizația Internațională a Muncii 3 milioane de lei, BERD 3 milioane, Comisia Dunării 3 milioane de lei și reprezentanțe din Republica Moldova companiei Teleradio Interstatal MIR 2 200 de lei.